S-a văzut și nu o singură dată că noi moldovenii știm să sărbătorim. Hramul Capitalei îmi întărește convingerea că atunci când vine vorba să petrecem în stil mare, nimeni nu ne poate întrece. Cei mai buni interpreți au întreținut atmosfera într-un super show desfășurat în Piața Mare Adunări Naționale. Locuitorii orașului Chișinău au sărbătorit hramul. Mii de oameni s-au adunat în Piața Mare Adunări Naționale, au cântat și au încins hora până la miezul nopții. Un tradițional la mulți ani pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. Să știți că orașul acesta are mari perspective de a ajunge o metropolă internațională. Orașul nostru este mic, care este mică, dar eu cred că merită să ne iubim orașul, să ne iubim țara de unde suntem. Cred că cea mai bună urare pentru orașul nostru este să ne iubim pe noi, în primul rând, să ne iubim orașul, să iubim locul în care trăim. Moldovenii, veniți acasă, că toți se înmulțesc și asta e un semn bun. Înseamnă că lucrurile în țară vor merge și mai bine. Sperăm spre viitor. Să iubiți acest oraș cu adevărat, cu dedare de sine, să aveți grijă de el, cum ai iubi un copil, cum ai iubi un părinte, cum ai iubi un iubit. Aleona Mun și Doina Sulac au ținut să-și demonstreze dragostea față de orașul Chișinău, nu doar prin cântec, ci și prin vestimentațiile alese. Ambele au optat pentru printuri inspirate din costumul nostru național. Este un print național, așa cum este și o sărbătoare națională, de ce nu, pentru că e ziua orașului. Este o iei populară făcută de meșterul doamna Maria Cristea, care a lucrat foarte mult la iei mea. Pare că vreo 3-4 luni, eu tot întrebam când va fi gata, că deja vrem să îmbrac, nu mai puteam, ardeam de nerăbdare. Andra Vedeta venită din România a fost cea care a ținut publicul în piață până în noaptea târziu. Îmbrăcată super trendy și însoțită de dansatoarele ei sexy, vedeta a făcut show. M-am simțit foarte bine, mai ales că am cântat și cu orchestra fraților Advahov. Asta așa, pentru publicul de aici, am zis că să le mai fac o mică surpriză. Sper că le-a plăcut, eu m-am simțit extraordinar de bine. Trebuie să recunosc că sunt puțin răcită, dar azi am tăcut așa toată ziua ca să sune bine și a sunat foarte bine. Așa că le mulțumesc celor care au venit și care au fost curioși de cum sună Andra aici la Chișinău. Totuși, orașul Chișinău mai are un drum lung de parcurs pentru a ajunge aproape de perfecțiune. Aș vrea să teleportez foarte multe persoane care aruncă gunoi pe jos, care desenează și strică locurile chiar făcute, reparate recent. Наш город очень красивый, его нужно показывать всем, а темнота, в которой он находится в темное время суток, наверное, она скрывает все его прелести. Drumurile care mai merită să le aducem la locul lor. Străzile, exact, pentru că este problema numărul 1. Mereu sunt făcute și mereu sunt stricate. Eu înțeleg de ce, dar nu putem să investim o dată și bine. Păi schimbăm și drumurile. Anul trecut am reparat 10 străzi, anul acesta sunt câteva în reparații, dar trebuie să recunoaștem, avem nevoie de o finanțare de 10 ori mai mare pentru a putea ridica nivelul drumurilor în Chișinău. Noi avem foarte mult de făcut, cu siguranță. Toți împreună, nu numai primarul nostru. Și fie ca Chișinău să fie cel mai așteptat, cel mai iubit, cel mai visător și cel mai deosebit oraș din lume. Cu bune și rele, Chișinăul este de 577 de ani capitala noastră dragă.